Săgeata Năvodă rămâne o echipă imprevizibilă. A fost condusă cu 2-0 la Brăila și a câștigat cu 3-2. A avut 4-1 cu Unirea Slobozia până în ultimul sfert de oră și s-a terminat 4-4. Iar acum s-a impus pe teren propriu în fața celor de la FC Botoșani, după ce în minutul 90 tabela arăta avantaj pentru oaspeți. Radu Petrescu a dictat ușor penalti și l-a eliminat pe Ursul de la Botoșani încă din startul partidei. Vezan a ratat lovitura de la 11 metri. Mai mult, la capătul primului sfert de oră, oaspeții au reușit să deschidă scorul prin francezul Mbela. Deși au avut aproape 85 de minute superioritate numerică, elevii lui Șunda nu le-au pus probleme moldovenilor. Doar un câine intrat pe teren a mai animat atmosfera. Surprinzător, fotbaliștii de la Săgeata s-au trezit în prelungiri. Diaby a reușit egalarea, iar Mușuroi a marcat golul unei victorii ce părea de domeniul fantasticului. După acest succes, Săgeata a urcat pe 3 în seria a doua la un punct de Delta Tulcea și la 3 de liderul Sportul. O altă partidă transmisă de Dolce Sport 2 s-a decis în prelungiri. Brăila a câștigat meciul de acasă cu Rapid CFR Suceava cu golul lui Ciocâlteu din minutul 94.